генеральный спонсор показа Nescafe. Bună dimineața tuturor, sculați gazde, nu dormiți că e vreme să vă treziți și să vă mai luați și cafeaua pe deasupra, că trebuie să eliberați, adică să vă eliberați, să vă treziți energici și să prindeți ceva, să luați aminte de la ceea ce vă vom spune astăzi. Alex, bună dimineața, ușor. Să nu te, așa, da? Te salut. Ai grijă să nu te, doamne, să nu te frici, da, m-am trezit mai greu în această dimineață. O să-i spunem lapsus matinal. Da, mersi mult de cafea. Așa. Perfect, ia bine și tu dimineață. Mersi mult că ai avut grijă. Da, e în regulă. Avem și lapte. Avem și lapte acolo, ca să știe lumea. Dar o să turnăm puțin mai târziu. Avem și un desfășurător, iată, o să-l iau în mână. Vrei să demonstrezi, domnule, că nu suntem chiar atât de geniali, că știm totul, scoatem totul de aici? Da. Mi-am notat și chestiile care, iată, de exemplu, și un subiect de-al meu l-am văzut pe aici. Da. Avem și invitați, pe potrivă avem și o fată, o domnișoară, vicecampioană europeană la Skanderberg, așa, cu mâna trebuie să faceți ca să vă fie mai simplu. Îl avem pe Igor Cuciuc, cum îi mai spuneai tu acolo? Cel mai cunoscut cu metru din showbizul autohton. Da. Și de peste ocean, apropo, s-a gândit să-și facă și legături de anasă de rudine și prin Statele Unite și să promoveze curentul acesta. Și o să-i facem și lui, domnului Cuciuc, o să-i facem o încercare să vedem dacă mai ține minte piesa aia de care s-a făcut el cunoscut, 99 de cu metri. Eu cred că o cântă și o are și la deșteptător și la alarmă și așa mai departe. Și la două noaptea. Pe lângă toate aceste lucruri veți afla multe lucruri interesante, mai ales dacă sunt comunicate și de colega noastră Camelia, să vedem ce ne aduce astăzi. Bună dimineața! Neața băieți, ca de obicei avem știri, altfel de știri. Vești bune pentru toți cetățenii. Spun asta pentru că s-a zis cu echipamentele medicale de proastă calitate. Toate aparatele vor trece prin etapa de evaluare. Și fiți atenți, într-un stat din Africa, căsătoriile vor fi obligatorii, iar concubinajul interzis prin lege. Imediat după generic vă spun mai multe. Indemnizații mai mari pentru medicii și farmaciștii care vor merge să lucreze la sate. A fost adoptată o decizie potrivit căreia alocația se va majora cu 50%. Astfel, tinerii specializați în medicină și farmaceutică vor ridica o sumă de 45.000 de lei, cu 15.000 mai mare decât în prezent, iar asistenții și felcerii 36.000, cu 12.000 mai mult decât cea actuală. Mai mult, tinerii specialiști vor primi suma într-o tranșă unică, ceea ce până acum se întâmpla pe etape în decursul a 3 ani. Ministerul Sănătății va asigura în acest an instituțiile medicale din zonele rurale cu 400 de medici, 700 de asistente medicale, 65 de felgeri și 19 moașe. Domeniul medicinei se va îmbunătăți și la capitolul echipamentelor. A fost votat un proiect de lege prin care toate aparatele medicale aduse în țară vor trece prin etapa de evaluare și înregistrare, iar cele existente vor fi verificate periodic. Totul cu scopul de a nu permite utilizarea dispozitivelor de proastă calitate, evitându-se astfel erorile medicale. Acțiunile vor fi monitorizate prin intermediul sistemului informațional de management, care va asigura respectarea regulilor cu privire la utilizarea corectă a echipamentelor. Moldova va primi 27,2 milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru protecția gospodăriilor agricole, pădurilor și pășunilor împotriva schimbărilor climatice. Decizia a fost luată în urma unui studiu în care s-a constatat că cele mai multe investiții necesită domeniul agriculturii din cauza impactului fenomenelor naturale care prezintă riscuri. Grantul oferit va fi un suport pentru Planul Național de Acțiuni pentru implementarea strategiei de adaptare la schimbările climatice până în 2020.
căsătorii obligatorii într-o țară din Africa. Toate cuplurile din Burundi care trăiesc în concubinaj vor fi nevoite să se căsătorească. În caz contrar, vor achita amenzi. Decizia Ministerului de Interne a fost luată cu scopul de a contribui la moralizarea societății, la eliminarea poligamiei și reducerea numărului minorelor care rămân însărcinate. Mai mult, vor fi organizate căsătorii în masă pentru a ajuta astfel cuplurile să facă pasul legal. Un patruped a pierdut o carieră în poliție din motiv că e prea prietenos. Gavel, un ciobănesc german, a fost implicat de mic în antrenamente. Însă, chiar și după câteva luni, câinele a rămas la fel de blând. În loc să sperie oamenii, el se joacă cu străinii. Astfel, autoritățile l-au transferat la un alt job. Necuvântătorul întâmpină vizitatorii guvernatorului din statul australian Queensland și a primit și titlul de câine viceregal. Atât am avut a vă spune, pe curând! Dragii noștri, iată, mergem și noi mai departe cu emisiunea. Avem dispoziție bună, ne-am și făcut frumoși. Am îmbrăcat o cămașă de asta, ai zice că sunt mire. Și colegul meu, Liviu, uitați că el e în pătrățele. Aș juca un X și Y. Îți aduce aminte la școală când aveam pauză? X, Y, X, da. X și 0, eu știu. Nu, că la noi era simplu. X și Y. Și care câștiga era un 0. L-am inventat, te rog. Avem dispoziție, vă dăm energia noastră, vă dăm zâmbetul, trebuie să vă mulepsiți de el. E mijloc de săptămână și am rămas încă două zile, de fapt o zi. Când e joi, seara deja te gândești, mă, e vineri și gata, o să fim așa mai aproape, ne facem planuri pentru weekend. Vezi că noi, fiind atât de mult implicați în procesul de creație acestei minunate emisiuni, mai pierdem și simțul când e dimineața și când este seara, că muncim foarte mult, ca să știți, ca să apărăm atât de bine dispuși și pregătiți în fața dumneavoastră, scumpii noștri telespectatori. Mi s-a descărcat bateria sau ce s-a întâmplat aici? Tocmai când trebuia să spui cursul valutar. Da, trebuia să... Da, țin minte, mi-aduc aminte. Suntem aici ca să vă dăm și informații financiare, cei care au acolo niște bani puși în bancă. Haideți să începem cu dolarul american, 18 lei și 56 de bani. Uh-huh. Euro, spui tu? Sigur că da, am urcat câteva poziții, 21 de lei și 65 de bani. Leul românesc, 4 lei și 46 de bani. Iar rubla rusească, 33 de bani. Cel mai bine se simte acolo, e la mijloc. De fiecare dată nu trece nici sus, nici jos. Ei, dar dacă va trece, sunt sigur că vom anunța telespectatorii. O să le spunem neapărat. Haideți să vă spunem că tot în această zi sunt născuți oameni cunoscuți pentru voi, oameni de vază, oameni care au performanțe sau oameni care au reușit în anumite domenii. Printre care vreau să spun despre Steffi Graf, este cunoscută jucătoare de tenis germană, de origine germană, că am înțeles că are și ceva pe acolo cu origini slovace. Asta e Ștefania Maria, denumirea, numele complet, parcă așa Steffi Graf. Știi care e chestia? Că ea tot timpul concura cu altă tenisperă cunoscută, Martina Hingis. Martina Hingis? Mai Hingis. 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 Da, cred că așa. Statura, de statură mai joasă? Mai joasă decât Steffi Graf. Australia? E pe acolo? Da, în Australia. Da, acolo. E Australia. Bravo, ele din sport, știe mai bine. N-am cum să știu. Dar dincolo de toate astea, să știți că poporul american astăzi marchează o sărbătoare foarte importantă pentru ei ca națiune și atunci când se promovează peste tot, și anume este Ziua Națională a Drapelului Statelor Unite ale Americii. Din câte știm foarte bine ce semnifică acolo, 50 de steluțe, este... Ai intuit întrebarea mea, vreau să te întreb câte steluțe are drapelul. M-am pregătit, deodată mă gândesc cum să specific. Deci așa, 50 de steluțe reprezintă numărul statelor, componente ale Statelor Unite ale Americii, și mai sunt și acele dungi, care semnifică, sunt 13 la număr, nu știam. Care reprezintă numărul inițial al coloniilor americane. Exact. De americani, ce am putea să spunem, că n-am fost în Statele Unite, am un prieten care locuiește acolo, dar el îmi spune că e foarte frumos. Ei au un spirit deosebit, un spirit civic față de poporul lor. Ei își promovează oriunde au ocazia, vedem și prin filme. Da, și diversitate. Americanii sunt cei care salvează lumea în toate filmele de acțiune, orică atacă extraterestri sau nu știu ce alte forțe, sau filmele catastrofe, tot ei vin și salvează. Da, și fac și ordinea mondială. Bine. Vreau să spun că la mine în bloc este un domn de origine americană. Nu l-am întrebat, dar cred că e american. Și la geamul lui atârnă un drapel? Da, drapel. Și mâine o să merg să-l felicit. Oh, sigur că da, un John, foarte bun. John, te salutăm. John. Uite că... haideți să, o să aflăm și o să încerc și o să aflăm mai multe despre lucruri curioase de la el și o să spun ție neapărat. Mergem mai departe. Sigur, dacă tot vorbeam despre sărbătoarea drapelului al Statelor Unite, să vedem mai multe informații legate de acest frumos eveniment. Cu
toții știm cum arată faimosul drapel al Statelor Unite din ziua de astăzi. Mai puțin știut este faptul că până în anul 1920 nu a existat o imagine standardizată a drapelului. Și deși a fost desemnat steagul național din 1777, aranjamentul stelelor ținea doar de cel care îl fabrică. De exemplu, primul steag avea la bază simbolistica numărului 13, numărul de colonii inițiale. La fel, erau 13 linii și 13 stele în formă de constelație, arătând unificarea coloniilor. Modelul actual al drapelului SUA a fost adoptat în 1812, iar adevărata istorie a originii steagului a devenit atât de plină de tradiții și legende, încât este aproape imposibil să se stabilească adevărul. Astăzi, drapelul SUA are 13 dungi orizontale, 7 roșii și 6 albe și 50 de stele albe pe fond albastru, reprezentând cele 50 de state. Dungile roșii simbolizează curajul, cele albe simbolizează libertatea, iar fondul albastru reprezintă loialitatea. Podul construit între New York și New Jersey găzduiește cel mai mare drapel american din lume. Bannerul de nailon are o lungime de peste 27 de metri și o lățime de 18 metri. Steagul american este o sursă de mândrie și de inspirație pentru cetățenii SUA. De aceea, în ziua când este sărbătorit, americanii fac lucruri frumoase, cum ar fi donații, și contribuie la realizarea viselor celor mai triști ca ei. Spirit patriotic, disciplină și multă promovare a acestui drapel. Mai țineam minte, I want you for US Army, acela era Nenea Sam, cum ei se recrutau în armată și știi, este un nene care arată așa cu degetul. Este într-un film? Nu, sunt pe tot felul de anunțuri din acestea pe vremea războiului. Dar în orice caz, noi vrem așa, stai că să fac și eu ca Uncle Sam, să zic. We want you to join our... cum o să fie emisiunea în engleză, mă? Show, matinal show. Yes, my friend! Îi spui mulțumesc vecinului tău, probabil. Noi vrem ca dumneavoastră să fiți telespectatorii noștri fideli, pentru că vă și răsplătim. Numărul de telefon, prietene? 060-55-34-34, aici la cameră. Încă o dată, 060-355-3434. Mai și a doua săptămână și nu-l țin minte. Bravo, las că avem tot anul înainte ca să studiem minuțios. Bine, întrebarea zilei de astăzi, evident, este următoarea. Ce sărbătoare au americanii astăzi acolo la ei? Ce sărbătoresc mai exact? Sau ce marchează ei? Răspunsul este clar, v-am spus ceva la început, v-am spus și după, așa că dacă ați fost cu ochii pe noi și cu urechea ciulită, să știți că răspunsul corect îl vom aștepta la numărul telefon, de telefon menționat de colegul meu. 060-55-34-34. Foarte simplu. Bravo. Da, e cu tarif. E cu tarif simplu, nu e nevoie să ia 10 lei sau nu știu cât acolo. Simplu, ai telefonul, ne urmărești și uite că în timp ce noi stăm aici, deja mesajul tău poate să ajungă și putem să spunem, să te premiem, dar asta o să te anunțăm deja mâine. Sigur că da. Premiul rămâne neschimbat, un bilet la Teatrul Dramatic Rus Anton Cehov. Așa că mult succes, stați alături de noi și trebuie să mai aflăm din perspectiva horoscopului. Ce așteaptă? Da. Cine știe, poate dintre ăștia care ne urmăresc, uitați-vă că horoscop, posibil să acolo să vă spună că o să mergeți la teatru. Ia uzi. Bună dimineața! Astrele îi îndeamnă pe cei care au de luat decizii importante să se concentreze mai mult. Prioritară azi este familia. Care sunt prezicerile astrale pentru fiecare zodie, vă spun imediat. Berbec. Afacerile merg bine și chiar primiți o importantă sumă de bani. Este posibil să aveți discuții cu partenerul de viață referitoare la destinația de vacanță. Taur. De dimineață faceți mai multe drumuri scurte. În a doua parte a zilei, sfaturile unei rude vă va ajuta să clarificați sentimentele contradictorii. Gemeni. Sosirea unor musafiri vă obligă să vă schimbați planurile pentru azi. Spre seară s-ar putea ca un prieten de familie să vedea o veste mai puțin plăcută. Vă sfătuim să vă păstrați cumpătul. Rac, sunteți hotărât să rezolvați o problemă financiară care vă țâcăie de multă vreme. Cu puțin efort și riscuri minime, puteți să subliniți bugetul familiei destul de repede.
Țineți cont și de părerea partenerului de viață. Leu, intenționați să începeți o activitate nouă, dar vă lipsește simțul practic. Vă sfătuim să vă limitați la activități de rutină și petreceți mai mult timp cu persoana iubită. Fecioară, dimineața sunteți sensibil și nu sunteți mulțumit de nimic. Încercați să depășiți această stare pentru că poate să vă afecteze relațiile cu familia și prietenii. Balanță. Astrele vă sfătuiesc să nu faceți investiții chiar dacă vi se oferă ocazia. Relațiile sentimentale sunt într-o perioadă favorabilă și o să aveți parte de surprize. Scorpion. S-ar putea să vă simțiți în formă și nu este momentul să vă asumați noi responsabilități. Sunteți invitat la o petrecere unde o să vă simțiți foarte bine alături de prieteni. Săgetător, un amic vă cere o mână de ajutor în afaceri și veți avea de câștigat dacă nu îl refuzați. După o zi destul de agitată, petreceți o seară romantică împreună cu persoana dragă. Capricorn, s-ar putea ca astăzi să nu fiți prea pragmatic. Sfaturile unui prieten cu experiență vă sunt de mare folos pentru a lua o decizie importantă în relațiile sentimentale. Vărsător, dimineața este posibil să aveți mici dificultăți pe plan sentimental, dar le veți rezolva cu calm. Deși sunteți nemulțumit de situația financiară, vă sfătuim să aveți răbdare, se prevede o sumă de bani neașteptată. Pești, încercați să țineți cont de sfaturile unei persoane mai în vârstă din familie. Odihniți-vă mai mult, iar spre seară așteptați oaspeți. S-ar putea să primiți vizita unor prieteni de familie. Astrele prezic, însă totul e la îndemâna dumneavoastră. O zi frumoasă să aveți! Continuăm emisiunea noastră. Să știți că bucătăria astăzi poate să-și ia liber, adică rețeta cea mai scusită a fost de cafea, tradițională de altfel, pentru că ăsta din stânga mea a ales altă rețetă. Să știi că chiar e o pizza veritabilă și chiar am avut onoarea să cunosc un italian de ăsta care parle de la Romana, așa zice el, cu vreo 15 ani a venit pe aici și uite că foarte bine s-a integrat, minunat. De fapt, dacă am avea puțin imaginație și ce avem aici la bucătărie, putem să facem o salată de fructe, porumb și fructe. Da? Și nu știu cum s-ar combina. Nu știu, la cât de exclusiv tu ești la bucătărie, probabil are și ceva interesant. Da. Acum, știm că ne vedeți pe noi la televizor, dar avem și noi un televizor aici, la aici. Care ne uităm și mai râdem din când în când, așa că vă îndemnăm să facem același lucru. Ia să vedem ce ne mai arată. Așa. Mai că greu comandă, este știi? Dimineața să te trezești, mai ales că nu dormi singur în pat. Adorabil, am spune noi. Care este elementul care ne trezește, cum să spunem, amuzament în cazul de față? Câinele că doarme cu gura căscată, probabil sforul e tare. Păi asta e că i-a zis că dă să spunem ceva în gură ca să știi să treacă aerul mai ușor, să treacă. El numește Jack, hai să fii Jack al nostru, doarme cu pici și uite, maică nici nu se trezească sau să nu se miște cumva unul față de celălalt. Era vorba că dimineața somnul este cel mai dulce și această imagine veritabilă confirmă acest lucru. La poziția picioarelor sau membrilor inferioare al lui Jack, o să comentăm și o să trecem la alt fel de imagine. Așa, am înțeles. Jack este foarte... Cu Jack ne-am lămurit. Să vedem, tot cred că din regnul canin o să rămânem, pentru că despre un alt cățel, cățeam mai exact, o cheamă Murphy. Murphy? Și Murphy, da, din America, da. America. După cum vezi, Murphy are și o ținută elegantă, aproape omenească. Deci ea crede că este om. Eu. Mai că nu i-ai spune că e cățea și pare rău să-i spun. Murphy, hello Murphy. Okay. Murphy este ocupată. Eu am impresia că ea trăiește mai bine decât mulți dintre cei din vârful piramidei, și anume oamenii. Uite, Murphy se pornește, își face și selfie. Merge la volar? Nu e. Nu e. Era pe post de pasager. Murphy privește filmul și și-a pus popcorn drept aici în glugă. Și foarte simplu, uite că i-a întors haina invers. Aoleu, Murphy stă și pe Facebook. O caut pe Facebook, o da, caut. Și uite o așa caut. Se încheie ziua lui Murphy. Uite că am văzut calculator. Nu, uite, vezi? Tabletă. Nu, că toți când se culcă, stau și cu tableta încă vreo jumătate de oră. Tableta o să avem și noi în subiectul ce urmează. Colega noastră, Luminița Staver, a venit cu sfaturi bune pentru cei de acasă, IT și mai multe așa curiozități le-a găsit pentru voi. Urmăriți! Bună dimineața tuturor! Vă vine să credeți sau nu, dar oamenii de știință susțin că mai mult de jumătate dintre copiii care anul acesta merg în clasa 1 vor avea meserii inexistente astăzi. Încotro se îndreaptă lumea, putem doar să presupunem analizând inovațiile tehnologice.
Nu a mai rămas mult timp până când va fi pus în funcțiune cel mai rapid tren din lume. Hyperloop One este comparabil ca viteză cu un avion de pasageri. Acest mijloc de transport nu este destinat doar persoanelor, ci și mărfurilor. Are un mod de funcționare inovator, pasagerul merge la gară, ia capsula care este alocată și se instalează comod în ea. La ora stabilită ajunge în trenul propriu-zis, apoi acesta pornește prin tunelul său. Deplasarea se face cu ajutorul unei perne de aer, iar viteza este amețitoare, 1000 de km la oră. Ce se întâmplă după ce trenul ajunge la destinație? Fiecare capsulă pleacă în drumul ei, așa că odată ce ați ajuns în punctul terminus, nu coborâți. Ea vă va duce acolo unde trebuie, precum un taxi. Așadar, ați scăpat de două probleme dintr-un foc. Dubaiul a anunțat deja că va construi o astfel de linie de tren până în 2020, dar și câteva țări europene vor beneficia în viitorul apropiat de tehnologia Hyperloop. Somnoroșii pot spune adio trezitului greu din fiecare dimineață. Dispozitivele cu alarmă prevăzute cu acel buton care amână momentul trezirii devin istorie. Noul ceas deșteptător îi obligă pe oameni să se ridice din pat pentru a-l opri. Raghi este de fapt un covoraș care funcționează ca ceas deșteptător. Când alarma începe să sune, trebuie să coborâți din pat și să stați în picioare pe covor. Nu-l puteți opri printr-o simplă atingere. Sunt necesare 3 secunde pentru ca sunetul să înceteze. Cel mai important, nu are inclus buton de amânare. Odată oprită alarma, covorașul va reda mesaje încurajatoare, amuzante sau discursuri motivaționale pentru ca oamenii să nu se culce din nou. A mai apărut o aplicație care se adresează persoanelor ce doresc să-și îmbunătățească stima de sine și să treacă mai ușor prin provocările vieții. Even Flow a fost dezvoltată de un grup de terapeuți, profesori de meditație și instructori de yoga, care se pare au găsit o soluție pentru a ne ajuta să ținem sub control stresul, depresia și anxietatea. Este extrem de ușor de folosit, având o interfață prietenoasă. Deși poate fi descărcată gratuit, Even Flow îți oferă acces necondiționat doar la un set limitat de meditații. Dacă vreți mai mult, va trebui să plătiți abonament. Internetul e plin de aplicații menite să combată anxietatea, iar experții sunt de părere că ele au potențial în ajutorarea oamenilor care refuză să meargă la specialist. O fi așa sau altfel, rămâne de văzut. Am ajuns la final. Iubiți tehnologia, dar nu vă lăsați dominat de ea. Pe curând! De obicei, ora dimineții are aromă de cafea, dar și de publicitate. Генеральный спонсор показа Nescafe. Desigur, vorbim despre subiecte actualizate în emisiunea noastră, pentru că este veche zicala în care se spunea, măi, dacă nu ești logat pe Facebook, înseamnă că nu existi. Despre beneficiile concrete, atunci când suntem logați și înregistrați pe o rețea de socializare, să nu dăm like-uri doar din respect că suntem prieteni adevărați, că dăm share, că ne-a rugat tot același prieten, sau tot așa prieteni adevărați ne arătăm când este o aniversare sau zi de naștere a acelor prieteni. Vorbim despre promovarea activităților noastre cu ajutorul rețelelor de socializare, împreună cu specialistul în marketing online, Vadim Cușnir. Bună dimineața, bine ai venit la noi! Salut! Beneficii concrete, anume pentru că suntem cu toții, acum majoritatea avem profil pe rețelele de socializare, exact. Dar în cazul specificului activității tale putem să avem și niște beneficii concrete. Știm foarte bine, spațiul, nu vrem să-i spunem neuritic online, dar aici tot trebuie să existe o cultură, cum să ți folosești eficient profilul de Facebook. Ne pricepem noi la asta? Noi cine? Moldoveni? Da. Unii se pricep, alții învață. Vorbim... Perspectivele sunt luminoase. Da, dar dacă am specificat categoriile de vârstă, cine sunt cei mai ageri în acest context? Tinerii? Tinerii până la 25 de ani, da. Evident, aici mai este și deci generația Y, care fac parte și eu tot. Noi suntem oamenii care au învățat calculatorul așa, tapând... Uh-huh.
Deci adică fac de update-uri la pe parcurs. Da. Da. Așa. Știm că din start ți-am vizitat și pagina de Facebook, cum te-ai pornit și la noi la emisiune, ai anunțat și toți prietenii din... comunitatea. Din comunitatea ta, administrezi și o pagină de Facebook care are și un rol așa mai special. Da. Unul de, din câte am înțeles, un fel de monitorizare sau de informare mai degrabă. Anume pagina mea? Da, da, da. Personală? Nu, cealaltă. Ești administrator. Ok, Social Media în culise e o comunitate în care s-a adunat toți specialiștii. Avem director de marketing acolo, freelanceri, oameni de afaceri și toți comunicăm și ne ajutăm reciproc referitor la cum să ne promovăm corect. Hai să o luăm cu binișorul și anume cu cei începători. Până a vorbit de profilul și contul personal, atunci când începem o mică afacere sau vrem să promovăm o activitate, un hobby care ni se pare, fie că stăm bine la capitolul meșteșuguri sau handmade, că acum totul ăsta se cam vinde așa. Într-o paranteză, punem, orică ești fotografer și îți dai și serviciile, orică mai faci acestea. În ce măsură Facebook-ul este o soluție pentru a fi auzit în acest context? Facebook-ul este o rețea în care, în general, orice afacere poate foarte repede să capete o audiență largă. Pur și simplu, trebuie să știi cum să faci, trebuie să simți audiență. Primul pas care trebuie să facă afacerea este să simți audiență. Cui se promovează și dacă înțelege cui se promovează, totul mai departe merge foarte ușor. Acest lucru, acest simț, al șaselea, al șaptelea, al nu știu câtelea, acesta se obține prin o activitate intensă, trebuie să ai ceva experiență, interacțiune pe mediul virtual sau pur și simplu ai urmat 4 pași, un tutorial și gata, ești auzit și cunoscut? Mie îmi pare că totul e mai complicat și foarte așa interdependent, așa, nu știu cum să explic. Trebuie numai comunicare, asta e legea numărul 1, probabil, și unica lege, comunicarea cu audiența și cu potențiale clienți. Ce este transparență și comunicare, asta e tot. Asta e momentul care m-a ajutat să ridic și comunitatea și să găsesc clienții mei. Respectiv, eu nu vând produse handmade, eu vând servicii de social media și toți clienții mei vin de pe Facebook, pentru că acolo mă promovez mai mult nicăieri. Este și o metodă de a câștiga bine? În online? Da. Sigur. Cum? Gândind. Sau reprezint anumite companii și le administrez paginile sau vin singur ceva sau sunt multe modalități, foarte multe. Avem tot timpul ăștia care nu prea se inițiază. La un click distanță, tot timpul în feed-ul nostru vin și tot felul de pagini sugerate. Da. Care oarecum ne motivează din curiozitate să apăsăm, să intrăm, să ne informăm sau mai puțin. Aceste modele de promovare, ele cum se realizează? Această pagină sugerată se sugerează de cineva contra plată? Că nu stă Zuckerberg și sugerează direct. Mi-mi pare că algoritmul Facebook sugerează, el se analizează modelul de comportament și de consum a informației și în baza la interesele tale sugerează anumite pagini. Probabil. Deci o să vorbești despre postările sponsorizate. Nu, sugerate. Sponsorizat știu ce înseamnă acolo, dar cuvântul sponsorizat spune singur de la sine, când că este contraplată. Da, multă lume nici nu observă nici și cuvântul acela, că e micuț așa într-o parte. El e pus, poate așa, ca să poate se gândește că și el este special pe altceva. Apropo, dar bine că ai menționat. Vorbim și despre anumite modalități de promovare a unor interprezi de multe ori, și când și-a lansat un videoclip, a unor servicii care par astea deja cu sponsorizate. Sunt contraplată. Sigur. Și de la noi cât sunt interesați și cum se sporește eficiența sau notorietatea odată ce sunt sponsorizate? Ele apar în mod agresiv câteodată așa la fiecare în noutăți? Sponsorizarea postărilor încă nu dă garanții la notorietate sau așa, la venit. Dar totuși lumea încearcă la noi? Încearcă și cheltuie foarte mulți bani. Am consultat și am fost la diferite întâlniri cu mai multe companii. Și am făcut o concluzie că companiile, mai ales afacerile mici și mijlocii, cheltuie foarte mulți bani pe sponsorizări și foarte puțin rezultat obțin. De ce? Pentru că consideră, nu știu de ce, totul depinde, probabil consideră că Facebook-ul e ușor. Nu, mă gândesc că odată ce această opțiune este inclusă în lista serviciilor, el poate funcționa în altă țară, nu și la noi, pentru că... Sigur. Poate asta este cauza.
Cauza este lipsa unui scop bine definit, anume ține de companiile mici și mijlocii, pentru că multă lume aude trend, tot Facebook aduce clienți, însă nimeni nu știe concret când vine pe Facebook sau pe online în general, trebuie să definești foarte bine scopul și să urmezi scopul. Dacă nu ai scopul definit, cheltui mulți bani, mult timp și tot în zadar, absolut. E nevoie de, odată ce ai o întreprindere mică, mijlocie, cum ai spus și tu, sau o afacere din asta, să te ocupi singur de promovarea ta sau să apeși pe aceste butoane care nu ți aduc tot timpul rezultate sau să contactezi mai bine un administrator, un, nu știu, promoter sau care este funcția de bază care îți administrează pagina și te face cunoscut? Părerea mea că dacă nu mă lansez afacerea sau nu mă vii în online, mai bine deține stătător prima perioadă. Ca orice om care își administrează afacerea să înțeleagă în primul rând cum lucrează Facebook. Evident că el e complicat și sunt multe strategii, dar până a angaja un freelance sau un nu știu, a lua o persoană, da, o persoană în echipă, mai bine să înțeleagă din tăi cum lucrează Facebook. Că pentru ca să știe și să ceară de la el ulterior. Da, exact. Și să înțeleagă cum totul lucrează, din propria experiență. Publicațiile, postările, ele au un impact mai mare când sunt incluse tot felul de șiretlicuri și detalii din acestea? De forma default a unei publicații de la un eveniment, să spunem chiar și pe o pagină de asta oficială la o activitate. E nevoie să fie susținută de o imagine, de video sau e suficient și un textișor, două hashtag-uri și cu asta poate ești cunoscut. Ce garantează impactul maxim la o astfel de postare, publicație? Lucru care am vorbit, sunt audiența, pentru că uneori trebuie deci cuvinte... nu contează formatul, că este imagine neapărat sau că sunt peisaje colorate și asta, nu? Nu. Deci, da, am putea spune că live-urile o formă care aduce cel mai mare impact. Apropo de live. Evident că live-urile garantează cel mai mare impact din orice formă am discutat acum, imagini sau video sau text. Însă dacă îți cunoști bine audiența, o simplă frază sau o simplă întrebare poți să pornească foarte multe discuții și să împrăștie postarea prin feed-urile prietenilor. Are nevoie Facebook de o, nu știu, o versiune adaptată pentru Republica Moldova în ceea ce privește promovarea și care ar spori eficiența? Nu m-am gândit, dar ar fi o idee foarte bună. Nu, odată ce nu merge asta cu sponsorizarea asta, ceva pentru ai noștri, ca să fie mai auziți, da? Că nu vorbeai de această generație, că sunt doar tineri, iar de vârsta a treia, ușor, ușor, pas cu pas. Da, de vârsta a treia, persoanele consideră foarte complicat sistemul, e foarte greu să te încadrează în cum lucrează Facebook, e mai ușor la... Deci, ok, rețea de socializare este un model de comportament și respectiv persoanele de vârsta a treia sunt date mai ușor cu одноклассники sau cu ВКонтакте vorbitori de limba rusă. Apropo de одноклассники, în Moldova e mult mai renumită după numărul de utilizatori pe Facebook. Și poate de aceea se mută unii cu promovare și în partea elaltă? Da, acolo pur și simplu alea ca alt model de promovare, pentru că alt model de comportament, acolo lumea așteaptă alt conținut. Vorbea cineva despre o probabilitate cum că одноклассники se mută pe Facebook, dacă vorbim cu ghilimele de rigoare, dacă vorbim de acele metode de comunicare originale de acolo. Ce părere ai despre asta? Se vor forma comunități și ar fi în comunități închise. Grupuri din astea. Da, e probabil așa, pentru că... Tu nu ești la primul contact cu tot ceea ce înseamnă promovare pe Facebook. Ce notă, ce apreciere îi da celor care își încep afacerile acum și paginile lor? Tu vizitezi foarte multe pagini, vezi unde au de lucrat. Da. Ai noștri. La ce au scăpări? Să simplifice lucrurile, să-și simplifice mesajele pe care vor să le transmită audienței. La ce te referi? Conținut, texturi sofisticate? Exact. Sunt afaceri care se exprimă în engleză, deși clienții lor sunt moldoveni. Sunt afaceri care se exprimă în rusă sau în simple momente să pui... Deci, cel mai mare secret de promovare pe Facebook, probabil, îi trebuie să completezi orice câmp care îți propune Facebook, să-l completezi și atunci tot o să fie bine. Dacă dai să ieziți chestiile astea, trebuie telefonul de contact să fie indicat unde trebuie, o mică descriere,
O mică descriere. Da. Nu este un structurat, 7 pagini. De acolo 7 pagini nici nu o să-ți permit. Am înțeles. Vedeți, dacă poate că n-am să-mi inițiez și eu afacere și să administrez propria pagină, am să știu la cine să recurg după un sfat bun. Vadim, noi îți mulțumim frumos pentru prezența la emisiune. Cu plăcere. Și nota de la 1 la 10? Pentru? Pentru cum ne pricepem noi la promovat online. Probabil un 7. Și sănătos? Da. Dar cu perspectivă. Da, perspectivă mare. Mersi frumos pentru prezență. Verific și eu acuși notificările să vedem câte like-uri avem la această, la o fotografie ulterioară de la dialogul nostru. Că video vedem după aceea la televizor, nu-i așa? Acum, dacă ați primit scurtul informativ despre cum să ne promovăm eficient în spațiul online, like-ul și share-ul contează și el, dar cel mai mult contează și conținutul. Asta trebuie să cunoaștem, nu doar în mediul online. Rămâneți aproape de noi! Pentru că e vară, iată că nu toată lumea obișnuiește poate să meargă la mare, să stea acolo, să se odihnească și să pună ceva kilograme. De ce nu aventura voastră în această vară să fie în mișcare? Și mă refer la faptul că ai putea să liberi să-ți iei un rucsac și să mergi și să vezi alte state. Mă refer la faptul că ar putea să mergi, de ce nu, în Japonia, acolo să găsiți un parc foarte frumos. Însă vreau să vă spun și mi-am aduc aminte că unul din cele mai mari parcuri din lume se numește Yellowstone și se află în Canada. Nu doar iată că japonezii se spune că e o țară de asta industrializată, dar nu e așa și acolo sunt lucruri frumoase care merită și trebuie neapărat să faceți o vizită. În apropiere de Tokyo, în orașul Ashikaga, peste 350 de flori înfrumusețează locul. Un parc cu o întindere de 8,2 hectare a devenit faimos datorită glicinei, o specie decorativă suspendată cu flori asemănătoare celor de salcâmă de culoare albastră sau violetă. Compoziția florală e situată chiar în centrul parcului și are o vechime de 140 de ani. Parcul poate fi vizitat pe tot parcursul anului și asta pentru că sunt specii pentru orice sezon, iar de culori ce să mai zici. Chiar și în timpul nopții, splendoarea locului poate fi admirată grație sistemului de iluminare. Vorba populară ce spune? Când stăpânul nu-i acasă, șoarecii joacă pe masă. Iar când stăpânul, să presupunem că este un motan și el face lege acolo. De exemplu, cum veți vedea în materialul ce urmează, în care motanul îndeplinește funcția și el așa un fel de stăpân, dar este și un expert în relații cu publicul. Că majoritatea oamenilor atunci când intră la florărie, primul lucru care îl fac nu-și caută specia de flori care le trebuie, ci mai degrabă vine să-i dea o mângâiere motanului. Aceasta e casa lui Lucius, pisoiul care nu a ajuns întâmplător printre flori. Atunci când s-a rătăcit, a intrat într-o florărie, de unde mai apoi a fost adoptat și botezat de proprietarea magazinului de decorațiuni, în care locuiește deja de un an și jumătate. Aici, boțul de gingășie de 5 kg și-a dezvoltat în continuare pasiunea inedită. O lucrare, un buchet de mireasă și ne stăruim să-l pozăm, să facem poză, da, pentru portofoliul nostru, întotdeauna nimerește în cadru și nu de asta că noi vrem, dar de asta că el se apropie de buchet, le miroasă, are floarea lui preferată, e o stomă, îi place foarte mult și când e perioada înfloririi, el cu siguranță câteva ori pe zi intră în frigider și o miroasă. E atât de pasionat de flori încât doarme pe ele. Culcușul de zi reprezintă o compoziție florală, ce-i drept una artificială. Conform medicului veterinar, are vârsta de aproape 3 ani, dar e orgolios cât unul de 7 ani. Are un caracter foarte puternic, asta și ne spun vecinii, că aici, în curtea noastră, mai sunt multe pisici și el este lider, nicătând la asta că a venit acum ceva timp. Vrând nevrând, Lucius contribuie la promovarea imaginii magazinului. Sunt mulți clienți care datorită lui se întorc. El are foarte multe poze pe internet, în permanență lumea îl fotografiază, îl mângâie. Totuși, Lucius e rege în salon și nu oricine reușește să îi intre în grații. A fost o perioadă când era foarte supărat pe bărbat și chiar când veneau câte un client la noi bărbat, permanent îl zgârâia, nu iubea absolut deloc. Dar asta a fost de la început. Acum eu mă uit cum el alege clienții. Chiar când lumea intră la noi,
cineva este favorizat, cineva este, adică de cineva lui place, cineva așa este apatic și nici nu se uită. Chiar și așa, eu am avut norocul să-i fiu pe plac. El nu-i acceptă pe oricine ca partener de joacă. Văd că pe mine, deocamdată, mă acceptă. Asta e excepție! Da? În cazul ăsta mă simt o norocoasă. Bărbatul, cât nu ar fi de bărbat, tot una are o slăbiciune. E și cazul lui Lucius. Am găsit cheia spre inima lui Lucius. Totuși, cel mai frumos element de decor din magazinul specializat rămâne a fi pisoiul. Acum și despre ceea ce ne face să fim mai motivați să mergem înainte orice ar fi. Și atunci când pasiunea prevalează și asupra disconfortului, dizabilităților sau mai exact a vârstei, păi să știți că acestea le putem numi cu adevărate povești de succes. Cum este și cazul din subiectul ce urmează, nu? Da, uite că eroul care l-am cunoscut eu, pentru că altfel n-ai cum să-i spun erou, la 63 de ani să faci ceea ce face el, eu deja mă simt eu bătrân, da, și pot spune așa, sincer, ceea ce face el, Liviu, e chiar cu de-a dreptul așa, te uiți la el și nu-ți vine să crezi. Am tras un pic cu urechea pe acolo, este vorba despre un nene, care a ajuns la onorabilă vârstă de 63 de ani și știți ce practică? Lupte K1. Deci acolo e nevoie, unde e nevoie de tinerețe, de forță și așa mai departe. Să știți că bătrânețea, haine grele, nu sunt chiar așa de grele, da, pentru nenea. Nu e valabilă deloc. Să știți că stai că am uitat cum îi spune, că am filmat subiectul cu el. Nea Nicolae, Nicolae. Eu de asta și m-am așa am făcut o pauză, pentru că după Nea Semion, care l-a filmat 89 de ani, ați văzut cum face rotații la bară fixă, Nea Nicolae, uite că ar putea să poate organizeze într-o zi o luptă de asta, așa, știi, prietenea că să fie, știi, să-i scoți într-o zi să facă. Ar fi o idee. Hai să-l cunoaștem pe Nea Nicolae, acolo la sala de forță. L-am prins și noi în acțiune, nu aștept că o să mergem să filmăm subiectul și chiar a fost mirat că am ajuns și o să fie deja vedetă la TV. O să-l vadă vecinii. Ambiția e secretul aspectului fizic de acum al lui Nea Nicolae. Boxul e tovarășul său de viață. Nu a căzut niciodată în ispita viciilor în toți acești 63 de ani. Nu consumă alcool, nu fumează și nici măcar dulciurile sau pâinea nu l-au ademenit. Regimul alimentar corect și sănătos merge mână în mână cu sportul. Даже когда бывает у меня такие дни, что я не могу прийти сюда в зал, я дома что-то делаю, там разминаюсь как-то. Ну, нахожу выход из положения. Но в зал, ну, практически в зал я прихожу почти каждый день. Bărbatul nu se limitează doar la antrenamentele din sala de box. Are și alte secrete care l-au ajutat să se mențină în formă. Я всегда бегаю в удовольствие. Я чувствую, что у меня хорошо идет. Я, значит, тренируюсь, могу и 2 часа тренироваться. Я не понимаю, что такое горячая вода. Только почистить зубы, там, побриться. А так я постоянно в холодном душе. Exemplul lui Nea Nicolae stârnește doar admirație în rândul colegilor din sală. E activ la vârsta lui, chiar mă miră și aș spune că e un exemplu pentru mulți, chiar și pentru mulți tineri. E bravo mereu, e pentru modul sănătos de viață. Готовлю сам, я живу сам, у меня дети разъехались, жена умерла. Я живу сам. La final, Nea Nicolae și-a împărtășit opinia vis-a-vis de modul de viață al tinerilor de azi. Есть молодежь достойная, которая к чему-то тянется, к чему-то стремится, хочет учиться, чего-то достичь в жизни. Вот. Но есть такие, которые и безалаберные, которым, если они выросли, им кажется, что они где-то что-то заработали, им уже больше ничего не надо. Но, в принципе, в жизни надо чего-то добиваться. Mai bine o publicitate văzută decât una pierdută. Генеральный спонсор показа Nescafe. Păi
Bună dimineața, națiune! Iată că v-am obișnuit ca în platoul nostru să ajungă campioni, oameni care aduc rezultate bune țării noastre. Asta o să facem și în această zi. O prezență foarte frumoasă, o prezență care, dacă ai vedea, o să știi pe drum, nici nu ai intuit că face sport de performanță și care are niște mâini, care și pe un bărbat de ăsta care se crede prea mușchios, o să-l dea jos. Vreau să o prezint pe Mihaela, nu să ne salutăm, se face așa cu o domnișoară. Salut, Mihaela! Știu că de curând te-ai întors de la campionatul european de Skanderberg din Polonia. Povestește-ne despre acest eveniment. A fost un campionat foarte bine organizat, chiar m-a impresionat foarte mult. Au fost niște sportivi bine pregătiți și clar lucru că a fost și puțin dificil să luptăm, adică am avut niște concurenți foarte puternici. Au fost la 980 de sportivi, nevoie din 34 de țări, dar spun că a fost un campionat foarte vreau bine să organizat. Arăt și Katowice, în Polonia, și vreau să te lauzi mai departe, pentru că eu am să le arăt, dar tu să vorbești. Da, în prima zi a campionatului am reușit să iau podiumul și să iau locul 3. După care a urmat ziua a doua și m-am calificat puțin mai bine, adică mai reușit, pe locul 2, unde am stat vice-campioană europeană. Iată și medalele astea, pot să pun și eu una? Da, da, pot? Sigur. Iată sigur. Așa, dacă se poate o să încerc și eu să mă simt în rolul tău. Mă pun? Nu, că nu mi-ncape, nu se poate, o să fie după, o să fac poze. Mihaela, hai să, ca să înțeleagă lumea de acasă, ce înseamnă Skanderberg? Arm wrestling, braț de fier, adică... Puternic. Puternic, da. Tu acum 2 ani ai început să faci sportul ăsta? Da, 2 ani. Cum a început toată istoria ta de succes? Să vă spun sincer, a început, părea o glumă, a fost un campionat, adică o competiție între universități, unde nu avea cine să participe la această probă de sport. Și am spus, de ce nu eu? Și m-am clasat pe locul 2 atunci, din 7 fete. Și m-a văzut antrenorul domnul Alexandru, domnul Mihai Grumeză, după care mi-a spus să vin să mă antrenez cu ei la Universitatea Sportivă. Și o bucată de timp chiar bună, undeva la vreun an, m-am antrenat cu ei la sală, după am început a face ceva adăugător, adică chiar am luat la sală de forță. Și acolo face niște exerciții ceva mai specifice. Așa la mână. Da. Ok, acest lucru cumva te-a împiedicat ca să iasă în evidență și feminitatea ta. Acest sport e unul mai dur, e unul așa care îți face mușchi. Nu te-ai dezis de rochii, de tocuri? Nu. Chiar îmi pot permite să mă îmbrac. După cum vedeți, nu mi se evidențiază foarte mult formele. Pentru a face acest sport nu este nevoie doar de mușchi, adică poți să vezi, la înfățișare este pur și simplu o domnișoară. Hai să vedem și mușchii tăi, e o problemă? Ia uite! Da, nu sunt atât de evident. Foarte frumos. Apropo, tu faci facultatea de drept? Da, la ULIM. Și fac educație fizică și sport la OSEVS. Adică pe două fronturi. Da, sunt pe două. Am putea să facem chiar o mică demonstrație, să vedem dacă o să reușești pe mine să mă câștigi? Pentru că eu am mai făcut o dată de două ori cu colegii mei de la, nu știu, de la serviciu, pe acasă, uneori cu niște prieteni. Dacă o fată, mi-ar fi rușine să mai dea, să știu. Mi-ar fi rușine. Se poate? Da, încercăm? Se poate. Hai să încercăm. Eu am să iau aceste distincții, o să le pun aici la spatele meu. O să rămân întregi. Ata așa. Hai să ne ridicăm. Avem și o masă. E una așa, improvizată, pentru că știu că la voi la sportul ăsta e o masă specială care să te apuci de ea, dar noi o să facem așa. Și trebuie. Nu. Regula spune că noi trebuie să fim drepți, da? Cum? Da, drept, stai drept la masă. Ok. Așa. Mâinile să fie în mijloc, falangele să fie așa. Se vadă. Și la comandă ready go, începi... Ready go, da? Da, ready go. Stai când eu nu sunt gata. Emoțional, dacă o să pierd, să mă credeți, pentru că e o fată și poate ar trebui să cedez. Și mai ales că e o campioană, eu doar sunt aici, în platou. Începem? Da? Da. La 3, hai. 3, 1 și... Mai mi-a rupt mâna! Frumos, de să ridicăm microfonul, ai grijă la microfon. Da, a fost pe adevăratele. Și pentru că, vă dați seama, e campioană europeană, vice-campioană europeană. Vice-campioană europeană. E un vis al tău? Cumva? Da, e un vis al meu, un vis îndeplinit, aș putea spune.
Adică, dar eu sper că, adică nu sper, dar sunt convinsă că acum în septembrie avem un campionat mondial, adică se va desfășura în Ungaria și eu cred că voi lua rezultate și mai bun. Îmi cer scuze, eu le-am scos de aici pe la spate, nu e o problemă că stai sub mine. Să știți că sunt muncite aceste medalii. Mihaela, ce spun prietenii tale? Ai un iubit poate care, eu știu, cu el pe acasă, așa, nu? Nu? Nu ai așa ceva? Sau nu obișnuiești? Nu obișnuiesc. Cu prietenile mă refer. Ce părere au ele? Prietenile? Părinții, poate? Părinții sunt cei mai bucuroși că eu fac acest, adică fac ceea ce îmi place și nu sunt împotrivă deloc la ceea ce fac. Adică mă susțin din toate punctele de vedere și le sunt mulțumit. Dar de ce poate te dezici ca să reușești să mergi la antrenament? Sunt anumite lucruri pe care le făceai înainte de a face sportul ăsta și acum de când ești implicată, poate nu ai timp deja. Da, vezi că învăț la drept, fac la zi, adică o fac de dimineață și la OSEFS tot o fac la zi, numai că o fac după amiază. Și îmi rămân la antrenamentele mai seară, adică reușesc. Poate acolo la vreo lecție să nu mă duc și să merg la antrenamente, dar asta e foarte rar. Adică reușesc, mi se primește. Reușești. Mă încadrez, da, în timp. Da, la bot ne-ai dat, băieți? Ai avut ocazia poate să pui în practică, ca să fiu mai, ca să nu spun lumea de acasă, dacă i-ai bătut. Nu, n-am avut așa probleme. N-ai avut așa ceva. Dacă ar fi cazul, te-ai descurcat. Da. Ok, am înțeles că acum mergi la campionatul mondial, de la european. Unde o să aibă loc? În Ungaria. Ungaria. Da. O competiție de asta importantă, puternică, câți o să se adune? Și cea mai puternică, adică campionat mondial, este un campionat, unul din cel mai important în campionat. Adică dacă ai titlul de campionul mondial, ce-ți mai trebuie? Uite, la noi sportul ăsta nu este atât de, nu știu, nu este omologat. Știu că avem și o federație de așa superficial, nu prea să fac multe investiții. Da. Ar trebui să fie luat puțin mai în serios ca, nu știu, poate să devină un sport popular la noi? Ar trebui luat, chiar ar trebui luat în serios, deoarece sunt sportivi care într-adevăr vreau să facă acest sport, vreau să se ocupe, dar nu au posibilitatea posibil să meargă mai departe sau să... Și eu cred că trebuie de luat în considerație și cumva de rezolvat, poate ceva. Uite, discutând cu tine, m-am uitat la mâinile tale. Putem să le arătăm, că sunt niște unghii foarte... Uite, are niște mâini extraordinar de îngrijite. Arată-le! Uitați, arată-le așa la cameră. Uite, uitați ce mâini îngrijite are. Și e un sport care, să știți că, acolo trebuie să fii puternic. Mihaela, eu îți strâng mâna, pentru că am dreptul, strâng mâna unei vicecampioane europene și a campioanei a Moldovei și am dreptul să o fac. Eu îți strâng mâna, succes. Mersi. Și neapărat ca imnul nostru să ajungă acolo primul să fie. Mersi. Ok? Da. Prieteni, eu vă mulțumesc pentru că, uite, v-am arătat o campioană, o fată pe care, pe lângă gigășia și frumusețea ei, face un sport mai puțin așa întâlnit în Republica Moldova, ceea ce spun și ei, succes și ca fiecare acest sport să devină mai popular în țara noastră. Și cum spunem, ora 7, asta înseamnă că suntem și noi în a doua oră de emisie, mai pozitiv ca niciodată și mai zâmbitor, energici, chiar dacă stăm așa pe scaune, să știți că noi după emisie facem câte 10 km în jurul televiziunii. A, da? Și ajungem pe la două, că trebuie să facem, mergem și la filmări. Prieteni, haideți să vă spunem că avem în continuare o oră cu subiecte bune și invitați, care iată că noi am ales așa, nu simple. Vorbeai de dimineață zâmbitoare și plină de dispoziție, știi cine astăzi este cel mai bine dispus? Cine? Președintele Statelor Unite.
Măi, în fiecare zi el este dispus. Nu, de data asta este super. E cel mai dispus. E cel mai dispus pentru că împlinește onorabila vârstă de 71 de ani. Mă, Donald J. Trump. Cât are? 71. Este 70. Cel mai bătrân președinte din istoria Statelor Unite, să zic că l-a depășit și pe Ronald Reagan, dar și cel mai bogat. Ah, de bogăție poți mai sta. Tăcem. Poți sta. Da. Haideți să vedem ce mai este un desfășurător. Am și eu și niște foi. Iată cum e. Trebuie să ne arătăm când îi facem sigur, treaba. Ne deci a fost, cât a fost? Ah, foarte simplu. Ce mă chinui? Știri. Camelia, salut. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți! Atenție! Dacă aveți prieteni sau cunoscuți specializați în domeniul medicinei, aflați că din acest an, cei care vor opta pentru un job în instituțiile de profil din mediul rural vor beneficia de o indemnizație mai mare cu 50%. Aceasta, dar și alte știri, imediat după generic. Indemnizații mai mari pentru medicii și farmaciștii care vor merge să lucreze la sate. A fost adoptată o decizie potrivit căreia alocația se va majora cu 50%. Astfel, tinerii specializați în medicină și farmaceutică vor ridica o sumă de 45.000 de lei, cu 15.000 mai mare decât în prezent, iar asistenții și felcerii 36.000, cu 12.000 mai mult decât cea actuală. Mai mult, tinerii specialiști vor primi suma într-o tranșă unică, ceea ce până acum se întâmpla pe etape în decursul a 3 ani. Ministerul Sănătății va asigura în acest an instituțiile medicale din zonele rurale cu 400 de medici, 700 de asistente medicale, 65 de felgeri și 19 moașe. Domeniul medicinei se va îmbunătăți și la capitolul echipamentelor. A fost votat un proiect de lege prin care toate aparatele medicale aduse în țară vor trece prin etapa de evaluare și înregistrare, iar cele existente vor fi verificate periodic. Totul cu scopul de a nu permite utilizarea dispozitivelor de proastă calitate, evitându-se astfel erorile medicale. Acțiunile vor fi monitorizate prin intermediul sistemului informațional de management, care va asigura respectarea regulilor cu privire la utilizarea corectă a echipamentelor. Moldova va primi 27,2 milioane de dolari din partea Băncii Mondiale pentru protecția gospodăriilor agricole, pădurilor și pășunilor împotriva schimbărilor climatice. Decizia a fost luată în urma unui studiu în care s-a constatat că cele mai multe investiții necesită domeniul agriculturii din cauza impactului fenomenelor naturale care prezintă riscuri. Grantul oferit va fi un suport pentru Planul Național de Acțiuni pentru implementarea strategiei de adaptare la schimbările climatice până în 2020. Căsătorii obligatorii într-o țară din Africa. Toate cuplurile din Burundi care trăiesc în concubinaj vor fi nevoite să se căsătorească. În caz contrar, vor achita amenzi. Decizia Ministerului de Interne a fost luată cu scopul de a contribui la moralizarea societății, la eliminarea poligamiei și reducerea numărului minorelor care rămân însărcinate. Mai mult, vor fi organizate căsătorii în masă pentru a ajuta astfel cuplurile să facă pasul legal. Un patruped a pierdut o carieră în poliție din motiv că e prea prietenos. Gavel, un ciobănesc german, a fost implicat de mic în antrenamente. Însă, chiar și după câteva luni, câinele a rămas la fel de blând. În loc să sperie oamenii, el se joacă cu străinii. Astfel, autoritățile l-au transferat la un alt job. Necuvântătorul întâmpină vizitatorii guvernatorului din statul australian Queensland și a primit și titlul de câine viceregal. Atât pentru azi, o zi frumoasă să aveți! În contextul evenimentelor de astăzi, că toți astăzi se vor bucura americănește, că e și ziua drapelului, ziua președintelui la urma urmei, sunt sigur că vor găsi și niște simbioze între aceste două dăți importante din istoria lor. Să știți că tot din America vin și modelele de vedete sau comportamentale sau de stil de cele mai multe ori. Iar aceste vedete, câteodată de-a lungul carierei, se ciocnesc și cu câteva antecedente, probleme cu legea sau cu viciile, de ce nu? O să vedem, avem și noi câțiva eroi, dacă aș putea să spun eu în ghilimele. I-am găsit, am făcut un top, iar voi trebuie să vedeți neapărat acest lucru. O planetă întreagă îi idolatrizează, nu puțini sunt cei care încearcă să le semene atât la vorbă, cât și la port. Dar nici măcar vedetele internaționale nu sunt exemple demne de urmat. Au și ele păcatele lor, iar într-o țară în care legea funcționează, indiferent de cine ți este rudă sau câți bani ai în cont, încălcarea înseamnă pușcărie. Iată câteva personalități de talie mondială care nu au știut să-și țină frâu pornirile de vedetă și au ajuns după gratii în ciuda faimei pe care o au.
Modelul Naomi Campbell și-a lovit asistenta, i-a spart nasul unei actrițe italiene care purtase aceeași rochie ca ea la o petrecere, și-a lovit menajera cu telefonul în cap, a atacat doi polițiști, a lovit un paparazzi, dar mai sunt și alte isprăvi pentru care fotomodelul internațional a plătit în fața autorităților. Aceasta a lucrat sute de ore în folosul comunității, a fost condamnată pentru 6 luni la închisoare, dar a plătit și amenzi semnificative. Nici pentru cântărețul canadian, Justin Bieber, experiența din spatele gratiilor nu iese străină. A stat puțin la răcoare din cauza unei dispute care s-a lăsat cu pumn și picioare. La fel a fost prins conducând cu viteză ilegală. Actrița Lindsay Lohan a fost arestată de 2 ori, în anul 2007, pe când avea doar 21 de ani, pentru că a condus în stare de ebrietate, iar în anul 2010, pentru că a încălcat restricțiile eliberării condiționate și a părăsit țara fără să anunțe. Băiatul rău al Hollywoodului, Robert Downey Jr., a fost certat cu legea multă vreme. Actorul a ajuns pe mâna poliției de foarte multe ori pentru posesie de droguri. A stat un an în închisoare pe vremea când avea 35 de ani, apoi a fost eliberat condiționat. Din cauza comportamentului său inadecvat, moștenirea Imperiului Hilton a ajuns de nenumărate ori în vizorul poliției. Paris Hilton a fost arestată în anul 2000 din cauza consumului de stupefiante, vedeta fiind surprinsă la volan sub influența unor substanțe interzise. Iar în anul 2010 a fost arestată pentru că poliția a găsit în geanta ei o cantitate mare de cocaină. Iată încă o dovadă a faptului că în lumea vedetelor tentațiile sunt la fel de mari cât succesul lor. Iată că cineva, dacă primește plăcere de la viață stând în pat sau făcând nimic, uite că cineva s-a gândit totuși că totuși viața lui e mai cu adrenalină, e mai interesantă, provocată să facă anumite chestii așa bizare pentru cineva, dar foarte plăcute pentru cei care o să urmărim în videoul care urmează. Liviu butonează, e mai greu. Da, asta e televizorul care arată oamenii ingenioși. A, ia uite. Care mănuiesc bicicleta un pic altfel, dacă putem să ne exprimăm astfel. Apropo, știam că tu tot ceva de genul poți să îndeplinești cu bicicleta. Pe la Valea Mărilor, pe acolo. Da, ia, am fost. Am fost. Cel mai important e că ceea ce vedem noi în imagini, în niciun caz nu trebuie să încercați acasă. Trebuie să ai anumite abilități și trebuie să ai și o bicicletă. De asta, colegul nostru, Iurie, operatorul, a simțit ce înseamnă sportul ăsta. Chiar dacă prima dată ne spune el că a urcat o bicicletă de genul ăsta, dar ai văzut că erau trucuri destul de sofisticate, odată ce are atâtea urmări. Să vorbim și despre altceva. Acolo ei sunt experți în echilibristică, dar dacă vorbim despre acrobații cu elefantul undeva pe Thailanda, pe acolo, ia privește aici. Trebuie să ai un elefant, unu, da. Doi, trebuie să ai abilitățile, nu un elefant, acrobat, gimnast acrobat. Și uite și o pâine, un franzelă trebuie să ai, să-ți răsplătești prietenul. Și dă din cap cum ai vrea, încă o dată. Da, sigur. Eu aș face și eu așa ceva. Ai face? Da, poți face. Doar că un nisip pe la Valea Mărilor, știi? Dintr-un copac de acolo, de pe margine, nisip să fie. Ei, mă, cert este faptul că acrobații, dansatorii și, în general, oamenii care se ocupă cu ei, au nevoie de mult echilibru și concentrație, funcționează foarte bine o parte componentă a creierului, care se numește cerebel. El funcționează, el are legătură cu echilibru. Tu ai putea să faci asta, nu? Eu pot, dar nu cu elefant, nu cu elefantul. Pot așa, pe iarbă, în fân, cum făceam fiecare din copilărie. Acrobații, fânul, da. Până un alt timp, haideți să vă spunem că mergem la colega noastră Galina, ca să vedem ce ne spune de punct de vedere al horoscopului, cum se vede acolo pentru ziua de astăzi, miercuri, mijloc de săptămână și cine așteaptă pentru vineri, sâmbătă și duminică, pentru că pentru mine așa, când e miercuri, gata, e pe final. Neața băieți, salutare prieteni! Azi încercați să vă armonizați relațiile personale cu cele profesionale. Ce au pregătit astrele pentru fiecare semn zodiacal, aflați chiar acum! Berbec, afacerile merg bine și chiar primiți o importantă sumă de bani. Este posibil să aveți discuții cu partenerul de viață referitoare la destinația de vacanță. Taur, de dimineață faceți mai multe drumuri scurte. În a doua parte a zilei, sfaturile unei rude vă va ajuta să clarificați sentimentele contradictorii. Gemeni,
Sosirea unor musafiri vă obligă să vă schimbați planurile pentru azi. Spre seară s-ar putea ca un prieten de familie să vedea o veste mai puțin plăcută. Vă sfătuim să vă păstrați cumpătul. Rac, sunteți hotărât să rezolvați o problemă financiară care vă țâcăie de multă vreme. Cu puțin efort și riscuri minime, puteți să subliniți bugetul familiei destul de repede. Țineți cont și de părerea partenerului de viață. Leu, intenționați să începeți o activitate nouă, dar vă lipsește simțul practic. Vă sfătuim să vă limitați la activități de rutină și petreceți mai mult timp cu persoana iubită. Fecioară, dimineața sunteți sensibil și nu sunteți mulțumit de nimic. Încercați să depășiți această stare pentru că poate să vă afecteze relațiile cu familia și prietenii. Balanță. Astrele vă sfătuiesc să nu faceți investiții chiar dacă vi se oferă ocazia. Relațiile sentimentale sunt într-o perioadă favorabilă și o să aveți parte de surprize. Scorpion. S-ar putea să vă simțiți în formă și nu este momentul să vă asumați noi responsabilități. Sunteți invitat la o petrecere unde o să vă simțiți foarte bine alături de prieteni. Săgetător, un amic vă cere o mână de ajutor în afaceri și veți avea de câștigat dacă nu îl refuzați. După o zi destul de agitată, petreceți o seară romantică împreună cu persoana dragă. Capricorn, s-ar putea ca astăzi să nu fiți prea pragmatic. Sfaturile unui prieten cu experiență vă sunt de mare folos pentru a lua o decizie importantă în relațiile sentimentale. Vărsător, dimineața este posibil să aveți mici dificultăți pe plan sentimental, dar le veți rezolva cu calm. Deși sunteți nemulțumit de situația financiară, vă sfătuim să aveți răbdare, se prevede o sumă de bani neașteptată. Pești, încercați să țineți cont de sfaturile unei persoane mai în vârstă din familie. Odihniți-vă mai mult, iar spre seară așteptați oaspeți. S-ar putea să primiți vizita unor prieteni de familie. Astrele prezic, însă totul e la îndemâna dumneavoastră. O zi frumoasă să aveți! Ați ratat alarma de dimineață? Nu e nimic, vă trezește publicitatea. Генеральный спонсор показа Nescafe. Acum, amatorii de pizza, știm foarte bine de dimineață, poate nu este așa de recomandat să consumăm pizza. Dar uite că harnicul nostru coleg al redacției, Alexandru, nu a avut răbdare și a hotărât astăzi să gătească la o bucătărie adevărată, la un cuptor adevărat, alături de un italiano vero, care tot înseamnă adevărat, să gătească poate cea mai delicioasă pizza din istorie. Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața, națiune! V-am obișnuit deja cu bucătăria noastră, dar astăzi am decis să ieșim de acolo și asta pentru că astăzi o să facem pizza, iar o pizza adevărată și veritabilă nu se face nici într-un studio, se face aici, la cuptor, la 300 de grade și de asta și chiar dacă e vară, eu mă coc aici la gura cuptorului și nu o să o fac de unul singur, dar însoțit de un vechi prieten al meu, este Vincenzo! Vincenzo din Napoli, vreau să te saluți acolo cu ei. Bună ziua la toți! O să facem pizza. Ce fel de pizza o să facem astăzi? Să facem una simplă, margherita. Margherita! Cum? Da. O margherita să fie! Mozzarella, așa la mai famos, margherita. Ok, bun. Iată, aici o să facem toată... Eu o să mă dau ca să vedem și în imagini cum o să arate chestia asta. Putem să începem? Ce avem? Ce ingredient? Okay. Aluatul, mozzarella, sos de roșii, gata, dacă avem busuioc. Busuioc, o să ne aducă și busuioc. Ok, Vincenzo, tot să faci acum aluatul, da? Ia uitați-vă că se face special. Uitați-vă la mâinile lui, e o chestie tare specială ce se întâmplă aici. Așa. Vreau să vă spun că Vincenzo este din Napoli. Doamne, e cald aici, din Napoli și a venit în Republica Moldova acum. Vorbește-ne, Vincenzo, când ai venit? Da, am venit 7 ani în urmă. Da. Cu familia. Cu familia? Da, soția mea e moldoviancă. Ok. Avem 2 copii. Să-ți fie sănătoși. Mulțumesc. Wow, ce de cald.
Așa, perfect. Iată, dar cum faci tu așa? Poți să ne arăți cum faci așa? Pentru că un adevărat bucătar sau cel care face pizza trebuie să știi să facă așa, nu știu cum a luat-o. Nu, e deja târziu, da? Ok, ce ai pus acum? Sos de roșie. Sos de roșie, am înțeles că tot ce faci tu aici... Pelate, importat din Italia, tot ingredientii la noi sunt italiene. Italiene, nimic de la noi. Făină, la sare, la sos de roșie, salamuri, tot. Tot este adus de acolo. Da. Vincenzo, după ce ai pus sosul, ce se pune? Mozzarella. Mozzarella. De mozzarella tot e adus din Italia, da? Da. E o mozzarella de asta, mozzarella, nu e făcut așa la noi undeva, cum se face. Ulei. Ulei. E de-al nostru ulei de floarea soarelui, nu? Nu, ulei de măsline. E de măsline să fie. Ok, acum ce să facem? Acum le dăm în cuptor. Pun în cuptor? Așa de repede? Da. Așa de repede? Da. Ah, ok. Ah, perfect. Și uitați-vă că... Dar de ce faci asta așa? Ca să nu se prindă? Da. Așa. Ia uitați-vă. Dar pot să pun eu la cuptor, Vincenzo? Pot să pun eu la cuptor? Da, pot. Dacă okay. Vrei, pot. O să-mi permiți? Așa. Este? Da. E destul de complicat, să știți că pizza trebuie să fie așa... Trebuie întins. Întinsă, da? Aluatul se lasă... Vincenzo, aluatul se plămădește și se lasă câte zile se lasă așa ca să fie? Sau se face repede? 18 ore. De... Hai, pun. Așa, dă să pun eu. Așa. Așa. Când ajungă... Deodată. Da. Wow, da. Minunat! Da. Să știți că m-am simțit și eu de ăsta, un italian din Napoli care face pizza. Dar focul e foarte cald aici, ca să vă dați seama. Focul e cel care se face la noi, la mama acasă, la bunica pe cuptor? Sau cum? Focul se face... De lemn, cu lemn. Lemn. Ce fel de lemne? Noi folosim stejar. Stejar, frasină, lemnătare folosim. Lemnătare. Da. Ok. E cald. Ce pot să vă spun eu că e cald aici? Cât se lasă? Cât se lasă aici aproximativ? Un minut 20 de secunde. Un minut. Ok. Uite că de obicei când mergem într-o pizzerie de asta, nu știu, de care trebuie să așteptăm vreo 20 de minute ca să facă, dar aici ați văzut, nu ne-am mult timp, 3-4 minute. Și, da? Puțin. Facem o pizza foarte simplă, o pizza margarita, da? Da. Care este cea mai, Vincenzo, care e cea mai, nu știu, ce fel de pizza lumea comandă de cele mai multe ori? Capriciosa, diavola, quattro formaggi. De toate? Sunt, da, este așa numai. Cele mai populare? Da. Ok. Margarita se face foarte simplu, aluat, care a zis 14 ore, se lasă, după aia se pune sos, făcut, da, după o metodă specială din Italia și se pune, cum ai spus acolo, ce ai pus? Mozzarella. Da. Mozzarella, foarte simplu. Vincenzo, până se coace pizza noastră, vreau să te întreb, cât de greu ți-a fost ca să vii în țara noastră, să rămâi aici? Ți-a fost greu să te decizi? Nu a fost greu. Eu limba deja la cunoștem, deci eu sunt căsătorit de 20 de ani. Și nu a fost greu. Te-ai decis să-ți faci o pizzerie, da? Iată și pizza noastră, super, minunată pizza. Spun eu că trebuie să se lasă să răcească ca să gustăm din ea. Până una alta, Vincenzo, spune-mi, te rog frumos, în general, țara noastră te-a adoptat pe tine și îți place să trăiești la noi, să fii la noi, cu familia, departe da, de Italia? Da, noi trăim aici, cu copii se ducă la școală aici. Lucram aici, în practică trăim aici, 100%. Îți place poporul nostru? Moldova, îți place? Da. Îți place? Dar ce nu-ți place ție, Vincenzo? E ceva ce nu-ți place? Ce nu-mi place? Nu știu, trebuie să mă gândesc. Trebuie să te gândești mult. Da. Ok, pizza care o faci tu, de dimineață până seara ești aici. Da, noi sunt, da. Îți place ceea ce faci? Da, foarte mult. Dacă nu-mi place, nu-mi place. Păi asta e. Asta e meseria noastră, de mult. Uite, despre pizza, și tu ai spus că ești din Napoli. Prieteni, o să vă dau și eu, am pregătit un subiect anume despre pizza, istoria pizzei și o să mergem în Italia ca să urmărim unde a apărut și de cine a fost inventată pizza. Pizza este foarte populară în toată lumea, însă nu mulți au șansa de a încerca aroma pizzei cu pește crud din Tokyo, atât de îndrăgită de japonezi.
Și în Spania, topingurile cu fructe de mare sunt foarte populare printre amatorii de pizza. Midiile, fileurile de pește, creveții, caracatița și calamarul sunt adăugate pentru a obține o aromă și o textură unică. Pizza în loc de desert? De ce nu? Multe restaurante din Statele Unite ale Americii oferă o versiune dulce. Ciocolata se pune din abundență, fiind completată de numeroase alte ingrediente. Pentru a-i da și o alură de lux, în pizza se adaugă foițe de aur comestibil. Australienii se găsesc nu doar într-o emisferă diferită, dar și într-o galaxie gastronomică distinctă. Crocodil, cangur, crustacee, sfeclă roșie sunt doar câteva dintre ingredientele preferate pentru pizza. Dacă v-am intrigat, nu vă rămâne decât să încercați ce v-am propus. Bani să aveți! Controlăm emisiunea, iată că lucruri interesante despre istoria pizzei. În Italia, de acolo vine pizza. Din Napoli, da. Din Napoli. În Italia se face pizza de tot felul și fiecare cu rețeta lui, da? Da, acum da. Înainte era numai pizza napoletana. Numai pizza napoletana. Acum îți faci fiecare, îl faci cum vrea. Tu spuneai că ești din Napoli și de acolo ai venit. Napoli este așa o regiune mai specială a Italiei, dacă nu spun eu. Oamenii sunt așa mai, se spune că sunt așa mai, puțin mai răi. Nu. Nu e drept. Nu. Deși nu. Eu tot spun asta, că nu este mai corect. Deschis, mai primitor, mai... Dar în afară de pizza, ce mai mănâncă? În afară de pizza, ce mai mănâncă italienii? Spaghetti. Pasta. Pasta, da? Pasta. Când tu ai venit aici la noi, când ai încercat bucatele noastre, ce ți-a plăcut așa? Borș? Zeamă? Ce-ți nu, plăcut? Mai mult mi-a plăcut asta cu reis, cu foie de vii. Gata, știu. Sarmale. Sarmale. Sarmale îmi place lui Vincenzo. Da, da, da. Plăcinte cu brinză. Noi după ce am făcut, iată, pizza, o margherita, așa cum se spune el, o margherita, o să facem acum altceva, pentru că noi suntem aici, sunt doi operatori care filmează și nu o să ne ajungă o pizza la tăiță, da? O lăs aici frumos și o să mai facem una. Vincenzo, ce o să facem? Prosciutto cotto e funghi. Asta ce e? Serviți, vă rog. Cu prosciutto cotto și șupierci prosco. Putem să procedem la muncă, să vedem cum facem? Da. Aluatul s-a lăsat câte ore? 14 ore, da? 18 ore. Și acum o să avem o parte chiar de un masterclass din partea lui Vincenzo. Vincenzo, o să poți să ne arăți așa cum faci tu aluat, da? Pentru că nu oricine, să știți, cu un bucătar iscusit, doar așa ar putea să facă. Aluatul un pic rece. E rece aluatul, da? Ca dimineață, așa, nu... Am înțeles. Perfect. Așa vreau. Apropo, știu că de curând o să mergi, în zilele viitoare, o să mergi în Italia, da, la un festival. Da. Poți să ne vorbești tu despre... Pizza Village. Ce este asta? Pizza Village, așa, la mai mare manifestațiune din tot globul pământesc pentru operatorii de la pizza. Wow, acolo spui 650 de pizza maker. Super! Ca să esibiscono, cum să zici, că fac pizza în stradă. Ca să-și promoveze pizza lor cât mai specială să fie, da. La fel, punem sos, da? Sos. E un sos cu roșii din Italia, că la noi în Moldova nu sunt. Pelati, ei sunt pelati, noi l-am frullate. Bă, dar ce e de cald, să știți că e foarte cald aici și dacă transpir așa, să știți că e de la cuptorul ăsta care e încins. Aici sunt vreo 300 de grade, dar acolo înăuntru ne spune Vincenzo că e peste 1000 și o adevărată pizza se face aici la cuptor, nu se face oriunde. Vincenzo, ce punem? Mozzarella. Mozzarella. Ok. Pot să te ajut și eu să dau? Da, să pun ciupercile, mă ajut? Da, de ciupercile eu să pun. Așa, punem împreună. Așa. Pun tu. Eu pun prosciutto cotto. Așa, minunat. Minunat. Să știți că mă simt și eu, pe alătura nu se poate, da? Să știți că mă simt și eu o italian de ăsta care s-a învățat tocmai să facă pizza și dacă cine știe cum, vin aici la Vincenzo și mă fac și eu bucătar dacă găsește. Rău cu italiana, dar o să mă descurc, zic eu. Așa, ce ai pus acum? Prosciutto cotto. Prosciutto cotto. Tot i-a dus din Italia? Da. E clar că e de acolo. Da. Perfect. Și după aia? După aia mă spală mâinile. Trebuie să-și spele mâinile, așa, un bucătar. Trebuie să știi că și eu mi-am spălat mâinile înainte. Uitați-vă cât de...
Minunat! E Margherita de asta din Italia, acolo unde ca să mergeți. De ce să faceți atâtea mii de kilometri când carul ăsta, Vincențu, poate să vă înveți sau să gustați din pizza lui? Ok, acum după ce am pus toate ingredientele, încă o dată repetăm, acasă o puteți face. Vincențu, spune-le încă o dată celor de acasă rețeta pe care ai pus-o tu aici. Ingrediente? Da. Apă, făină. Apă, făină, puțin, dragoste. Puțin dragoste, multă dragoste. Multă pasiune. Sos de roșii, ciuperci și prosciutto, da. Da, trebuie să aveți și un mecanism de ăsta ca să o puneți acolo la cuptor. Deja o pui tu, că eu data trecută am pus-o eu. Și iată, pizza noastră se duce la cuptor, frumos. Și nu stă mai mult de 2 minute, ca să știți. Da, extraordinar. Minunat. Vincenzo, în afară când mergi la festivalurile astea care mergi tu de pizza, în Italia te așteaptă cineva? Ai rude acolo? Da, am tot rudele mie să acolo. Fratele, sorele. Vin ei aici în... Da, de când în când, rar, foarte rar. Sunt ocupate oricum acolo cu lucru. Tradiția pe care o aveți voi, tu trăiești aici la noi în Moldova, îți plac tradițiile noastre, îți plac anumite obiceiuri de la noi, de exemplu, muzica noastră, îți place muzica populară? Muzica populară, nu prea ascult muzica populară. Dar de Carlos Dream ai auzit? Așa. Zdub și zdob. Am înțeles, e bine. Uitați-vă că pizza noastră se face deja, se simte așa mirosul. Și după Margherita, iată că o să vină și asta. Iar colegii noștri abia așteaptă să o încerce ca și mine. De fapt, e cald aici. Apropo, nici nu trebuie să faci sport, că e foarte cald aici. La sauna, nu trebuie sauna, să faci. Sauna, e sauna, veritabilă sauna. Minunat. Apropo, obișnuiești să călătorești să vezi țara noastră? Obișnuiești da, să vezi? Am fost la Urchei, la Soroca. La Soroca? Așa. Iată și pizza noastră. Super pizza, prosciutto, ciuperci, sos și pâine și dragoste, așa cum a zis Vincenzo. Minunat. Extraordinar. Asta le pun aici. Hai să le luăm în mână. Îți dau ție asta. Da. Ca să știți că este perfect, iată că am ajuns și noi la produsul nostru final. O ridicăm mai sus ca să vadă și colegii noștri, dar și cei de acasă. E dimineață și o pizza bună se mănâncă de dimineață. Mănânci pizza dimineața, da, se poate? Da, nu mă adică. Nu, e bine, adică face bine, da? Mai bine pizza ca croissant. Da, perfect, nu, e corect. Mai dietetic. Vincenzo, spune-mi totuși, acum când o să mergi în Italia, cu faptul că trăiești aici la noi, nu ți este dor de casă? Ai, un pic mi-e dor, clar, că mai mult de mare mi-e dor. De mare, da. Și la mare o să mergi vara asta, nu? Da, eu trăiesc lângă, pe malul mării. Malul mării. Și ai venit în Moldova? Da. N-ai găsit mare. Avem noi lacuri. Aici lacuri. Listru. Ok. Cam am ajuns și noi la final. Acesta a fost pizza noastră, gătită de mine și Vincenzo. Mai mult de tine. Mai mult de tine, că nu pot eu să fac. Ce pot să vă spun eu, să aveți o dimineață frumoasă, rămâneți alături de noi și la final o să-l rog pe Vincenzo să spună ceva acolo la cameră despre pizza și cum e o pizza adevărată, Vincenzo. Pizza cum se fac trebuie un aluat bun. Aluat. Baza e aluat. După aluat. Ingredienti tu le cumpri e le pune di sopra. Ca să înțeleg. Aluat e fondamental. Asta e. Mersi mult, Vincenzo. Nu să ne salutăm cu mâna bucătăriei, știu cum nu se salute. Mersi mult. O să mai venim la tine. Este un om pozitiv, un om bun, de la care avem ce învăța. Și uitați-vă la el cât de bine a învățat româna. Perfect. Da. Știu că aici la el se vorbește mai mult în italiană, da? Da, da. Cam toți vorbesc italiană. Da. De ce așa? De ce așa? De ce suntem în familie? Eu fac toată familia. După, da, pizza maker, tata a trăit în Italia 15 ani, la Napoli, noi. Iată de ce. Gustați, încercați, nu contează ce oră este, e dimineață, e frumos, o să ne simțim bine pe toată ziua și nu uitați, cel mai important sfat, o pizza adevărată vine de aici, din aluat și din dragoste. Am dreptate? Da. Să aveți o zi minunată. La revedere. Profitul nu vine oarecum. Noroc de publicitate.
генеральный спонсор показа Nescafe. Și nu întâmplător stau cu această cană de cafea în mâine, asta pentru că am văzut deja că telefoanele fac cafea, însă că nu orice telefon, ca să se întâmple toată chestia asta, să știi că ai văzut video-ul ăsta unde s-a făcut, sau japonezii sau cine făceau, nu mi-aduc aminte, coreenii pare mi s-au scos un telefon. Telefonul mobil face cafea? Da, uite, are un buton și apeși pe el și pui așa cana jos și cade cafea. N-ai văzut așa ceva? Nu, nu, nu. Eu știam de genți pentru dame care au incorporat acolo așa un fel de pungă care poate adăposti un lichid. Știi foarte bine ce lichid. Atunci când doamnele vor să facă față stresului, deschid un pic robinetul dintr-o parte, el este acolo ascuns și pot servi un spumant, un chardonnay, un rosé, ce le poftește de toate. Atunci. Da. Colega noastră, Luminița Stager, vine din nou cu așa chestii și curiozități interesante din lumea IT-ului. Smart Life, urmăriți chiar acum, prezentată de colega noastră, Luminița Stager, că salutăm și spunem și ei bună dimineața încă o dată. Neața băieți, salut tuturor, ne place sau nu, suntem de acord cu asta sau ne vine să protestăm, dar dezvoltarea tehnologică ne influențează viața. Cum anume? Aflați imediat. Nu a mai rămas mult timp până când va fi pus în funcțiune cel mai rapid tren din lume. Hyperloop One este comparabil ca viteză cu un avion de pasageri. Acest mijloc de transport nu este destinat doar persoanelor, ci și mărfurilor. Are un mod de funcționare inovator, pasagerul merge la gară, ia capsula care este alocată și se instalează comod în ea. La ora stabilită ajunge în trenul propriu zis, apoi acesta pornește prin tunelul său. Deplasarea se face cu ajutorul unei perne de aer, iar viteza este amețitoare, 1000 de km la oră. Ce se întâmplă după ce trenul ajunge la destinație? Fiecare capsulă pleacă în drumul ei, așa că odată ce ați ajuns în punctul terminus, nu coborâți. Ea vă va duce acolo unde trebuie, precum un taxi. Așadar, ați scăpat de două probleme dintr-un foc. Dubaiul a anunțat deja că va construi o astfel de linie de tren până în 2020, dar și câteva țări europene vor beneficia în viitorul apropiat de tehnologia Hyperloop. Somnoroșii pot spune adio trezitului greu din fiecare dimineață. Dispozitivele cu alarmă prevăzute cu acel buton care amână momentul trezirii devin istorie. Noul ceas deșteptător îi obligă pe oameni să se ridice din pat pentru a-l opri. Raghi este de fapt un covoraș care funcționează ca ceas deșteptător. Când alarma începe să sune, trebuie să coborâți din pat și să stați în picioare pe covor. Nu-l puteți opri printr-o simplă atingere. Sunt necesare 3 secunde pentru ca sunetul să înceteze. Cel mai important, nu are inclus buton de amânare. Odată oprită alarma, covorașul va reda mesaje încurajatoare, amuzante sau discursuri motivaționale pentru ca oamenii să nu se culce din nou. A mai apărut o aplicație care se adresează persoanelor ce doresc să-și îmbunătățească stima de sine și să treacă mai ușor prin provocările vieții. Even Flow a fost dezvoltată de un grup de terapeuți, profesori de meditație și instructori de yoga, care se pare au găsit o soluție pentru a ne ajuta să ținem sub control stresul, depresia și anxietatea. Este extrem de ușor de folosit, având o interfață prietenoasă. Deși poate fi descărcată gratuit, Evenflow îți oferă acces necondiționat doar la un set limitat de meditații. Dacă vreți mai mult, va trebui să plătiți abonament. Internetul e plin de aplicații menite să combată anxietatea, iar experții sunt de părere că ele au potențial în ajutorarea oamenilor care refuză să meargă la specialist. O fi așa sau altfel, rămâne de văzut. Pentru azi atât, iubiți tehnologia, dar nu vă lăsați dominat de ea. Pe curând! Acum îmi spune din inscripțiile tuturor produselor sau cele fabricate în Japonia, made in Japan, cum citeam noi când eram mai mici, că totul este legat de progresul tehnologic extrem de avansat al țării soarelui răsare. Însă, dacă vorbim despre tehnologia în folosul păstrării unui ecosistem sau mai degrabă a plantelor într-o rezervație, într-un parc, atunci să știi că avem ce învăța și de la japonezi. În parcul Ashikaga pot fi găsite sute de specii din fiecare sezon anual, adică în fiecare lună avem ce vizita, pentru că se pricep foarte bine japonezii cam la toate.
În apropiere de Tokyo, în orașul Ashikaga, peste 350 de flori înfrumusețează locul. Un parc cu o întindere de 8,2 hectare a devenit faimos datorită glicinei, o specie decorativă suspendată cu flori asemănătoare celor de salcâmă de culoare albastră sau violetă. Compoziția florală e situată chiar în centrul parcului și are o vechime de 140 de ani. Parcul poate fi vizitat pe tot parcursul anului și asta pentru că sunt specii pentru orice sezon, iar de culori ce să mai zici. Chiar și în timpul nopții, splendoarea locului poate fi admirată grație sistemului de iluminare. Și când am crede că locul unui motan sau unui pisoie la țară, acolo printre sau în ograda bunicilor, iată că următorul nostru erou s-a decis el că e mai bine la oraș. Viața la oraș și nu o deranjează deloc tractorul, buzile pe acolo, că vine lumea și cumpără flori. Din contra, se bucură când cineva mai pune așa mâna pe el, îl mângâie și spune că e foarte frumos. Unde se întâmplă toată chestia asta, o să urmărim în reportajul ce urmează. Aceasta e casa lui Lucius, pisoiul care nu a ajuns întâmplător printre flori. Atunci când s-a rătăcit, a intrat într-o florărie, de unde mai apoi a fost adoptat și botezat de proprietarea magazinului de decorațiuni, în care locuiește deja de un an și jumătate. Aici, boțul de gingășie de 5 kg și-a dezvoltat în continuare pasiunea inedită. O lucrare, un buchet de mireasă și ne stăruim să-l pozăm, să facem poză, da, pentru portofoliul nostru, întotdeauna nimerește în cadru. Și nu de asta că noi vrem, dar de asta că el se apropie de buchet, le miroasă, are floarea lui preferată, e ustom, îi place foarte mult și când e perioada înfloririi, el cu siguranță câteva ori pe zi intră în frigider și îl miroasă. E atât de pasionat de flori încât doarme pe ele. Culcușul de zi reprezintă o compoziție florală, ce-i drept una artificială. Conform medicului veterinar, are vârsta de aproape 3 ani, dar e orgolios cât unul de 7 ani. Are un caracter foarte puternic, asta și ne spun vecinii, că aici, în curtea noastră, mai sunt multe pisici și el este lider, nicătând la asta că a venit acum ceva timp. Vrând nevrând, Lucius contribuie la promovarea imaginii magazinului. Sunt mulți clienți care datorită lui se întorc. El are foarte multe poze pe internet, în permanență lumea îl fotografiază, îl mângâie. Totuși, Lucius e rege în salon și nu oricine reușește să îi intre în grații. A fost o perioadă când era foarte supărat pe bărbat și chiar când veneau câte un client la noi bărbat, permanent îl zgârâia, nu iubea absolut deloc. Dar asta a fost de la început. Acum eu mă uit cum el alege clienții. Chiar când lumea intră la noi, cineva este favorizat, cineva este, adică, de cineva lui place, cineva așa este apatic și nici nu se uită. Chiar și așa, eu am avut norocul să-i fiu pe plac. El nu-i acceptă pe oricine ca partener de joacă. Văd că pe mine, deocamdată, mă acceptă. Asta e except! Da? În cazul ăsta mă simt o norocoasă. Bărbatul, cât nu ar fi de bărbat, tot una are o slăbiciune. E și cazul lui Lucius. Am găsit cheia spre inima lui Lucius. Totuși, cel mai frumos element de decor din magazinul specializat rămâne a fi pisoiul. Și ne gândeam noi cum să spunem noi, să revigorăm în stil rustic popular, dacă vreți, emisiunea noastră, împreună cu binecunoscutul interpret, îl mai cunoscut dintre cumetre din showbizul nostru autohton, Igor Cuciuc, doamnelor și domnilor. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi cumetri, frați, surori, verișori și verișoare, cumnați și cumnățele. Tată, țara numai neamuri. Numai nemurele. Numai nemurele. Ei, dar salutăm cu drag toți fanii noștri, cei care iubesc muzica populară. Sigur că da. Ei, dar nu, eu degeaba am spus că ne-am limitat doar în hotarele țării noastre, pentru că lui Igor Căciuc e cunoscut și peste oceane și peste tot atunci când este invitat. Zuliță, foi de nuc și în America, cu mătru Căciuc a ajuns. A ajuns. A ajuns și cu mătru Căciuc. A ajuns. Cu metre prin America, cumva? N-am cu metri acolo, dar sunt foarte mulți moldoveni, uh-huh. Foarte mulți de-ai noștri, căsătoriți
și prin mașini ascultă doar muzica noastră autohtonă. Înțeles. Zinaida Julea, Igor Cuciuc și Ion Soruceanu. Ei, și Romai poate continua, că știm că și mulți, mulți, mulți. Mai trec acolo. Mă gândeam că poate cu Mătru și la coafura asta așa, Elvis Presley, așa cum ești părăcle. Da, ea povestește asta cu Elvis Presley. Da, deci... ea întoarce capul așa pe o parte. Așa, și eu am să cânt. Love me tender, love me sweet, never let me go. Este, este Elvis. Yes. Deci, cum s-a întâmplat? Deci eu... de vreo 10 ani țineam, deci mă prezam doar cu părul așa peste urechi, așa erau, nu știu, așa îmi plăcea mie, îmi părea că îmi stă cel mai bine, vreo 10 ani de zile. Mai multă lume mi spunea, Igor, schimbă-ți coafura, mai tânăr, mai fete, mai... Schimbă-ți cătătura, da, coafura. Coafura, cătătura. Deci nu, caracterul nu se schimbă, pentru că așa m-a născut vesel să aduc bucurie omului prin... Eu știu, felul meu de a fi. Și mi-am schimbat coafura. Am mers pe mâna frizeriței, cum se zice. Și uite, mi-a schimbat coafura, m-a făcut și toată lumea spune că acum seamăn cu Elvis Presley. Super. Asta le-au de cum. Dar cine prima dată ți-a spus asta? Pe fișorul lui. Mi-a spus prima dată un mare bariton, vorba de Gheorghe Turda, din România, la filmări acum de Paști. Orchestra Pastora Dvahovești. Igor, să am Elvis Presley, ai grijă. Am înțeles. Aia e o chestie. Dacă îți spune Gheorghe Turda, cred că e așa. Sigur că da. Numai că eu sunt cu mătru Elvis. Am înțeles, dar cei care nu știu câte ceva de Gheorghe Turda, să nu fie expărare, eu cam... Mie îmi place muzica de operă, dar este un tenor cunoscut, ar trebui să caut chiar negrabă. Da, el e bariton, tenor. Este un cântăresc, da, din Maramureș. De fapt, este cartea de vizită a Maramureșului. În vârstă, peste 70 de ani, Gheorghe Turda. Și vă cunoașteți? Sigur, avem și selfie, am făcut împreună. Și selfie. Ei, dacă ți-ai făcut și selfie, gata, vă cunoașteți, vorba. Acum, dacă suntem în sezonul de vară, toți se gândesc pe unde să o plece. Dar știm că Igor Cuciuc cam tot timpul este pe drumul. Dar când se odihnește? Tot pe drumuri. Să știți că îmi place foarte mult meseria care o fac. Chiar Dumnezeu mi-a dat un drum, eu știu, ușor, pentru că fac ceea ce îmi place. Chiar dacă uneori, când multe ore sunt pe drumuri plecat, obosesc fizic, dar de fiecare dată când știi că aud cam o cântare, mă sună cineva, parcă automat mi se încarcă Duracellul, bateriile, și am energie și îmi place ceea ce fac și... Nu, iepurașul din baterie... Da, și uite de oboseală, uite de tot, nopțile nedormite, dar reușesc și să mă odihnesc. Acum vom pleca în luna iulie cu toată familia, din nou în Turcia, nu plecăm în Republica Dominicană, nici în Barcelona, nici în... Pentru că noi am mai fost în Barcelona cu spectacole și am reușit atunci să mergem și câteva zile, o săptămână, stăteam cu familia și vedeam. Dar dorim așa o odihnă mai liniștită, o săptămână. Eu nu mă bronzez, îmi place foarte mult să înot și să mănânc harbuz și căpșuni. Asta e cât mai mult. Înțeles. Interesantă chestie. Apropo, dacă vorbim despre promovarea asta, un interpret este cunoscut. Am avut și o discuție anterior despre importanța, cum să gestionezi corect și profilurile acestea de pe Facebook, pe alte rețele de socializare. Cine se ocupă de administrarea paginii lui Igor Cuciuc? Eu mă ocup singur. Singur el, singur, cu forța propria. Îmi fac live-urile. Am văzut, da. Da, îmi fac live-uri. Dacă s-o cot eu că e ceva deosebit, eu știu... Ești prezent la un eveniment important, faci cunoștință cu cineva. Cram, la un cram, îi felicit prin intermediul Facebook-ului toți fanii mei, fac un live și îi felicit cu hramul, Sfântul Gheorghe, Sfântul Nicolae, nu contează. Îi felicit și le cânt câteva cântări și lumea... Chiar acolo îmi mulțumesc, vai, ce mult lumea îmi scrie comentarii, ce mult mi-aș dori și eu să particip la așa o horă frumoasă. Mi-e dor de casă, melodia Moldovei veniți acasă de fiecare dată. Se bucură de da. Așa. Și lumea, sigur mă ocup de promovarea mea. Acum vreau să lansez câteva melodii noi și să le îmbrac cu videoclipuri, să le fac și clipuri noi. Pentru că deja e timpul să scot ceva nou. Dacă am să scoate la pachet, ai observat?
clip nou, piesă nouă? Adică mai exact, piesă nouă, clip nou, deodată. Nu știu, eu le scot din start aparte piesele. Aha. După care văd cum lumea reacționează. Dacă intră în suflet și ajunge la inimioara omului, se merită de făcut și clip. Mai lăs o lună, două de zile, că nu ne fugărește nimeni. Stai, bine, leitmotivele lui Igor Băciuc. Temele? Denis Moldovine acasă, zeama de găină drept cu condiție de casting pentru nevastă. La Vasile, un născut femeia. Da, veste îmbucurătoare, sigur. Mi-a fost care o fată din măritat, are fată frumoasă. Așa? Acestea care vin, piese care stau Nu, care vin, deci fac câteva piese de vară, e vorba de chiar piesa e vară. În costum popular pe plajă, litoral, ceva, nu? Deci fac câteva piese, am făcut și melodii folclorice cu orchestra, dedicate mamei, hramurilor, mândruțelor, de dragoste, adică am luat mai multe, moșul meu are vie și m-a luat la prășit și a luat și o sticlă bună de țuică. Așa. Și n-am reușit să prășim și am spus, hai până în sat să luăm două fete și un ulcior să ne fie mai ușor, de ajutor. Curimă cu cerește. Sigur, da. Sigur că da. Mai multe teme, dar acum lansez câteva melodii, e ziua mea, hai Marie, tot cu nume, cu tot cu ceva de vară. Să ne fie ușor ceva, Marie, da? Nu, cu țuică, hai Marie, să mă ajut la prăștă în vie. Aoleu. Foarte interesant. Poți să-mi gândi o bucată dintr-un refren? Hai Marie, hai Marie, hai cu mine-n tea la vie, că așa-s mândrele toate, vor în vie sărutate. Hai Marie, hai, multe mândruțe din sat, la mine-n vie au săpat, cum să îngroape aragii, eu le-am învățat. Numai una-i mai steață, stă mereu pe lângă casă, zice că are treburi multe, nu vrea să mă ajute. Dar hai Marie, hai Marie, hai cu mine-n dea la vie, că așa-s mândrele toate, vor în vie sărutate. Iar noi le scoatem pe la restaurante, pe la plimbări prin parc, când trebuie pur și simplu să ne cumpărăm un teren, ne punem vie, Igor Cuciuc pe fundal. Și mai am o melodie, un îndemn, tot de melodiile noi, care se intitulează Iubiți bărbații și nu vă uitați la alții. Cam de genul ăsta. Iubiți bărbații, iubiți bărbații, nu vă uitați, nu vă uitați femei la alții. Iubiți bărbații, iubiți bărbații, pe cei de lângă voi mai bine alintați. Că mă uitam, că bărbații ai dat-o în plural la bărbații, iubiți toți bărbații, nu vă uitați la alții. Și era un pic așa, un pic n-am zis, aici vorbim despre soți, despre iubiți, da, despre cei de lângă. Despre iubiți bărbații clar, și nu vă uitați la alții. Asta este. Că nu bărbatul ideal este cel milionar. Aici este altă profunzime, alte gânduri, alte preferințe, dar cântecul popular le cuprinde pe toate când vorbim da, despre cântecul de popular, în primul rând, el cuprinde mai multe genuri. Și doină, și baladă, și horă, și sârbă. Pentru toate ritmurile și gusturile și geampara, mai bucuri. Multe genuri. Noi îți mulțumim frumos că ne-ai găsit în casă nouă, adică la emisiunea noastră. Nu ai mai fost, dar te așteptăm de fiecare dată când se lansează și aceste melodii. Mă bucur din suflet pentru invitație și să știți că aveți un platou foarte pozitiv, frumos, colorat. Și se asortează bine cu tricou. Nu știu, să vin cu costumul popular. Cu cămașa și cu bândița. Promit că o să revin la dumneavoastră cu noutăți și cu fiica mea, Andreea, după ce o să vin din vacanță, sau așa cu poze, merg cu parașuta, cu... Hai să aterizezi direct în platou. Doamne ajută! Așa să fie. Igor Cuciuc, doamnelor și domnilor, acuș ne va cânta până facem loc. Trebuie să fie loc pentru cântec popular și pentru joc mare. De ce nu? La voi acasă, că noi aici mai stăm deoparte. În an este ziua mea, doar o seară în an mă veselesc așa. Doar cu mătru meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cu mătri lângă mine am, 99
99 de cumătri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-a dat. Da, pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-a dat, mă! Trei copii, ai multe bucurii și la toți cu bine le faci și cu mătrii. Doar cu mătrul meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cumătri lângă mine am, 99 de cumătri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-a dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-a dat, mă! Ești din sat sau ești de la oraș, în viața asta sigur trebuie să fii nănaș. Doar cu mătrul meu e alături mereu, el va rămâne așa în inima mea. 99 de cumătri lângă mine am, 99 de cumătri la un moldovean. Pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-a dat. Dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-a dat, mă! Dumnezeu mi-a dat, dar pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumătri Dumnezeu mi-a dat, măi! Iată că ne-am făcut și noi datoria pentru această zi, de la 6 până la 8 ne-ați urmărit. Am avut subiecte, spun eu, bune, pozitive, invitați interesanți, dar și noi ne-am îmbrăcat așa mai special, pentru că fiecare zi a noastră este una de gală și una specială, pentru că facem ceea ce facem pentru voi, iar asta este datorită băieților de la Max Fashion. Da, mulțumim frumos pentru această ținută și, desigur, nu am fi noi atât de energici, interesanți, curioși, zâmbitori, dacă nu am începe dimineața și cu cafeaua Nescafe. Atât pentru astăzi. La revedere, mâine tot aici, da? Și dacă a spus Liviu, cu siguranță așa va fi. Generalni sponsor pe casa Nescafe.